Tânărul spune că n-a văzut șanțul lăsat nesemnalizat în carosabil de muncitor și a intrat în el. Urmarea? Am simțit o izbitură foarte puternică, instinctul meu de șofer, am dat în frână, s-au declanșat airbag-urile și a rămas mașina pe loc. Bordul, airbag-urile, calculatorul de bord, centurile și ce mai fi pe jos nu se știe. Vă dați seama că eu dacă am dat lovitura puternică, probabil a atins longeron ceva de am dat acolo, de i-au sărit airbag-urile. Reprezentanții societății care a executat lucrările îl contrazic pe păgubaș. Era un șanț care traversa perpendicular strada și a fost pregătit pentru asfaltare, în sensul că s-a pus balast, s-a compactat balastul și a rămas doar porțiunea de 5 cm care trebuia completată cu asfalt. Există autorizația pentru lucrări, există permis de spargere. Polițiștii au însă o altă părere. Din verificările efectuate s-a constatat că o firmă de construcții din Roveta Turnul Severin a efectuat pe strada Iuliu Maniu lucrări în partea carosabilă, fără avizul poliției și fără a duce la starea inițială partea carosabilă. Pentru acest fapt, firma respectivă a fost sancționată contravențional. Cele două părți se vor întâlni până la urmă în instanță, pentru că tânărul vrea să dea în judecată societatea. Ce aveți de gând să faceți? Să dau în judecată firma respectivă, să-mi recuperez paguba. Ne pare rău pentru cetățeanul respectiv care a avut avaria respectivă. O să vedem cum rezolvăm pe viitor problema aceasta. La o primă evaluare, bărbatul spune că pagubele s-ar putea ridica la circa 5.000 de euro. Meteorologii au anunțat ploi puternice în perioada următoare, amănunte mai târziu în jurnal.